Polițiștii au efectuat mai multe percheziții la domiciliile și magazinele unor persoane din comuna Perieți, județul Olt. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar privind contrabanda cu țigări. La percheziții, oamenii legii au ridicat zeci de mii de țigarete ascunse în magazia de grâu și importante sume de bani. Mai multe persoane, printre care și secretarea primăriei, au fost aduse la IPJ Olt în vederea audierii. În această dimineață, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea procurorului din cadrul DICOT, Biroul Teritorial Olt, au efectuat 11 percheziții pe raza localității Perieți, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de contrabandă și constituirea unui grup infracțional organizat. În urma perchezițiilor au fost ridicate 28.400 țigarete de contrabandă și suma de 2.500 de lei. 5 persoane au fost conduse la sediul poliției în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale. Potrivit unor informații, activitatea de contrabandă cu țigări era coordonată de secretara primăriei Perieți, Elena Olteanu. Femeia a mai fost condamnată anul trecut la 1 an și 5 luni de închisoare cu amânare pentru 2 ani prin acord de recunoaștere. Dacă va fi găsită vinovată, femeia va ajunge după gratii.